Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina! Haideți să vedem astăzi ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru zodiile Berbec, Leu, Săgetător. Dar înainte de a vedea acest lucru, vreau să vă prezint o noutate. Am achiziționat un nou set de carduri, se numesc Frunze de Ceai. Și arată astfel. Au niște ilustrații foarte frumoase. Voi extrage dintre acestea câte trei carduri pentru fiecare zodie de foc. Să vedem ce vă prezic acestea în dragoste și nu numai. Trei carduri pentru Berbec, trei carduri pentru zodia Leu și trei pentru zodia Săgetător. Și acum haideți să vedem și mesajele de la persoana dragă pentru dumneavoastră. Vom vedea pe scurt ce are aceasta să vă transmită. Trei mesaje pentru zodia Berbec, trei pentru Leu, trei pentru Săgetător. Mă scuzați. Așa. Haideți acum să vedem mesajele și la final vom vedea și câte un mesaj de la bilețelele iubirii pentru fiecare zodie de foc. Primul mesaj pentru Berbec. Vrei să ne vedem? Wow, ce frumos! Nerăbdătoare persoana dragă. E momentul să ne despărțim. De ce oare? Ce neînțelegere ați avut? Poate dumneavoastră nu vreți să vă vedeți cu această persoană momentan. Și dânsa se gândește că mai bine vă despărțiți dacă nu vă place compania dânsei. Știu că ți este greu să ai încredere în mine. Iată, probabil că nu vreți să vă vedeți cu această persoană pentru că v-a greșit cu ceva, n-a fost sincer în trecut. Și acum, poate chiar și dumneavoastră ați spus că este momentul să ne despărțim pentru că nu doriți și nu aveți cum să treceți peste greșelile pe care le-a făcut această persoană în trecut. Depinde de dumneavoastră, se pare, viitorul acestei relații, dacă veți mai continua alături de această persoană sau nu. Haideți să vedem frunzele de ceai ce vă transmit. Iată, căței. Se pare că veți ieși împreună cu prietenii, vă veți distra alături de aceștia, ceea ce nu este rău deloc. Vă veți relaxa alături de prieteni sau cel puțin prietenii sunt alături de dumneavoastră. Când aveți nevoie de aceștia. Al doilea mesaj, șobolanul. Cineva lucrează împotriva dumneavoastră, deci trebuie să aveți foarte mare grijă cu cine discutați, poate chiar și aveți grijă la acești prieteni, pentru ca nu cumva unul dintre ei să vă fie de fapt dușman și nu prieten, să aveți grijă cu cui împărtășiți anumite secrete, cu cine vă sfătuiți, pentru că se pare că cineva este foarte invidios și lucrează pe la spatele dumneavoastră, împotriva dumneavoastră. Deci fiți atenți. Și ultimul mesaj, cutia. Iată, veți primi un cadou. Foarte frumos. Se pare că persoana dragă va veni la dumneavoastră cu un cadou de împăcare, iată. Haideți să vedem și un mesaj de la bilețelele iubirii pentru nativii din zodia Berbec. Vindecare. Imaginați-vă pe dumneavoastră și pe cei dragi înconjurați de lumină. Simțiți cum relația noastră se vindecă chiar în acest moment. Da, deci se pare că ați avut niște neînțelegeri. Ați ajuns chiar poate să vă separați de această persoană dragă, dar trebuie să acordați mai multă atenție vindecării, atât a vindecării dumneavoastră personale, iată să ieșiți să vă relaxați cu prietenii, dar și vindecării relației. Pentru că se pare că în trecut a fost cineva, nu foarte sincer, care a sabotat această relație. Deci aveți grijă
cu cine interacționați și începeți să vă relaxați mai mult și să intrați într-un proces de vindecare. Trecem mai departe la dragii mei nativi din zodia Leu. Ia să vedem ce vă transmite persoana dragă. Nu vreau doar vorbe, vreau fapte. Iată, acționați. Am stricat tot ce a fost între noi, dar acum se pare că așteaptă de la dumneavoastră să faceți primul pas spre împăcare și să-i demonstrați acestei persoane că o doriți cu adevărat în viața noastră. Sunt influențat de prieteni și de familie. Da, deci iată, această persoană recunoaște că s-a lăsat influențată de prieteni și de familie, a sabotat această relație, lăsându-se influențată, a stricat tot ce a fost între dumneavoastră și dânsa, dar se pare că e deschisă la dialog și acum ar fi dispusă să vă asculte pe dumneavoastră și nu prietenii și familia, deci încercați să clarificați lucrurile cu aceasta. Haideți să vedem frunzulițele de ceai ce vă transmit. Diamantul. Iată, deci ori veți primi, ori veți oferi un dar prețios. Poate oferiți un diamant, un inel cu diamante acestei persoane sau poate dânsa vă va oferi dumneavoastră un inel de logodnă, poate. Iată, biroul. Acordați mare atenție muncii dumneavoastră, deci fiți foarte atenți la detalii și la ceea ce aveți de făcut, mai ales în domeniul profesional, și turnul. Iată, se pare că veți construi o fundație solidă și veți avea foarte mult succes, dar trebuie să depuneți efort pentru acest lucru. Uitați și acest card vă spunea cam același lucru, deci depuneți efort pentru că merită și veți avea succes. Poate chiar în această relație, care poate la final se va concretiza într-o căsnicie. Haideți să vedem un mesaj de la bilețelele iubirii. Ce vă transmit acestea pentru nativii din zodia Leu? Prietenie. Pune accent pe prietenia dintre voi și relația va deveni mai puternică. Da, deci gândiți-vă poate că această persoană v-a fost alături la bine și la rău și atunci poate dacă considerați că v-a fost în primul rând un prieten foarte bun, respectiv o prietenă foarte bună, vă veți încerca totuși să faceți un efort pentru a o ierta pe această persoană și pentru a fi din nou împreună. Poate de data aceasta un start pozitiv, iată, foarte frumos, încununat de succes, după cum vă spunea și acest card. În orice caz, veți avea succes în tot ceea ce veți întreprinde, cu siguranță. Sunt niște carduri foarte pozitive acestea. Haideți să trecem mai departe la nativi din zodia Săgetător. Primul mesaj la persoana dragă. Am plecat când te-am văzut cu altcineva. Poate vede că sunteți o persoană atractivă și știe că aveți foarte multe opțiuni. Ce vrei de la mine? Da, deci având multe opțiuni, se gândește că poate nu o veți alege pe această persoană. De aceea trebuie să clarificați situația cu dânsa, să-i transmiteți ce doriți de la dânsa. Pentru că, iată, este îndrăgostită de dumneavoastră această persoană. Să vedem frunzulițele de ceai ce vă transmit. Wow! Iată, un drum pavat cu bani. Se pare că drumul plin de bani vă așteaptă să-l găsiți. Deci, iată, în curând veți avea foarte mult succes din punct de vedere financiar, în primul rând. În cazul în care aveți anumite talente, este bine să le puneți în aplicare sau dacă doriți să începeți o afacere nouă, se pare că veți avea foarte mult succes în tot ceea ce întreprindeți, mai ales din punct de vedere financiar. Sacul, ia să vedem. Ceva important este la orizont pentru noastră, cum ar fi o nouă slujbă sau o creștere de salariu. Iată. Deci tot despre bani e vorba. Veți avea foarte mult succes din punct de vedere financiar, este clar. Acest card îl întărește pe primul. Flori. Ce mai doriți? Iată. Fericire.
într-un singur cuvânt concluzia acestei etalări pentru dumneavoastră, haideți să vedem și un mesaj de la Bilețelele Iubirii pentru dragii mei nativi din Zodia Săgetător. În curând se pare că veți întâlni sufletul pereche. Sufletul nostru pereche este deja cu dumneavoastră în spirit. Aveți încredere și acesta se va manifesta în plan fizic. Deci aveți atât succes din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere sentimental, pentru că se pare că în curând veți întâlni sufletul pereche, dacă nu cumva acesta este deja alături de dumneavoastră. Pentru că iată ce vă transmitea acesta, sunt îndrăgostit de tine. Foarte frumoase mesaje pozitive pentru toate semnele de foc. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă aștept cu mult drag pe viitor. La revedere!